A treia zi de drupa, suntem în standul Heidelberg, cel mai mare stand, ca de altfel, așa cum ne poate spune și domnul Radu Pavel de la Heidelberg România. De câți ani este standul Heidelberg cel mai mare la drupa? Dintotdeauna. Dintotdeauna. Avem în spate una dintre cele mai complexe mașini cu care Heidelberg a venit la drupa 2012. Despre ce este vorba? Dacă îmi dați voie, în primul rând, un bun venit la standul nostru, care, din punctul meu de vedere, după drupa, ediția drupa 2000, este cel mai reușit al nostru și, cu siguranță, în momentul de față, este cel mai impresionant al târgului. Heidelbergul, ca întotdeauna, a venit cu tehnologie de vârf. Mașina care o vedem în spatele nostru este un XL75 Anicolor. Este transpunerea tehnologiei pe care o avem deja de câțiva ani în formatul 3550 pe 5070. Mașina nu are un grup de cernăluire convențional, are un grup de cernăluire scurt, bazat pe un Anilox, cu niște avantaje foarte clare, păstrează o culoare perfectă în tipar și la repetarea unei lucrări. În același timp avem o reducere de până la 90% a maculaturii și de 50% a timpilor de punere în lucru. Ceea ce presupune această mașină este însă o parte de pre-press foarte bună și un sistem calibrat. La drupa 2012, ca și la drupa 2008, fabricanții de mașini de tipar digital au venit cu o sumedenie de mașini. În noul context al industriei, poate fi procesul offset cu aceste noi îmbunătățiri la fel de competitiv ca și digitalul? Procesul offset nu este procesul digital în mod evident. Cu siguranță segmentul digital este în creștere și din acest punct de vedere și Heidelberg a făcut un pas înainte prin colaborarea cu firma Rico. În același timp însă sunt segmente care cu greu pot fi accesate de digital. De exemplu, segmentul ambalajului, care este în creștere, în continuare, și unde consider că suntem într-adevăr imbatabili. Acest sistem nou cu care ați ieșit de vreo 6 ani? L-am prezentat în mod clar la ultima ediție de drupa, dar doar pe formatul de 3550. Poate Anicolorul să facă față de la 200 de coli în sus cu brio? Vă dau un singur răspuns, garantat a 20-a coală este vandabilă, în mod normal chiar și a 10-a. Avem în fața noastră, dacă vreți să vă uitați, prima coală din mașină, unde se vede încă o diferență față de produsul final, dar deja când discutăm de a patra coală, suntem aproape în parametri. Deci, cu siguranță, această mașină poate fi în competiție cu digitalul. Al maculaturii, din punct de vedere al calității tiparului, offsetul rămâne offset. Rămâne să se convingă fiecare client. În afară de Anicolor, un format B2. Am văzut că mai aveți aici și un alt sistem cu inversor. Ce ne puteți spune despre el? Este adevărat, Heidelbergul a venit la acest târg cu modelul XL106. Asta după ce în ultimii 4 ani modelul XL105 a fost categoric vârful de gamă existent în această industrie, o mașină practic fără competiție. Acum XL-ul 106 a venit cu parametrii îmbunătățiți, cu o scurtare drastică a timpilor de spălare și cu o remarcabilă performanță. Mașina tipărește în mod constant în față verso cu viteza de 18.000. Dacă în hala 1, ocupată de Heidelberg, numai de Heidelberg, există în mare parte numai echipamente de tipar și câteva de finisare fabricate exclusiv de Heidelberg, în hala 2 mai avem și partenerii Heidelberg, însemnând Polar Mor, însemnând Calus. Ce ne puteți spune despre aceștia? În primul rând îmi permit să vă contrazic, în hala 1 nu regăsim doar tipar. În hala 1 găsiți întregul nostru workflow, de la parte de pre-press, de la CTP-uri, până la echipamente variate de finisare.
de la linii de adunat capsat până la ștanțe, până mașini de lipit cutii. Hala 2, într-adevăr, este ocupată de partenerii noștri tradiționali, de exemplu Polarul, care este fără discuție liderul de piață în tot ce înseamnă atât ghilotine cât și sisteme automatizate de tăiere. La fel și Galusul, care de data aceasta vine cu o mașină extrem de interesantă, o linie inline, în care pornind de la carton în bobină, avem ca produs finit cutiile lipite. Încheiem aici interviul nostru cu domnul Radu Pavel și să ne vedem cu bine. Titi Amzăr, Düsseldorf.